Iată exact ceea ce spuneam, în la pătrunderea lui Ramses Gado, Miliazeș l-a scos din offside pe jucătorul introdus puțin mai devreme de Petre Grigoraș, iar la faza anterioară nu a acoperise bine zona, iar Artiom Caramian. Tănasă îi pasează lui Ramses Gado. Gado în duel cu Miliazeș. Tănasă a sprintat, primește din nou fostul atacant de la FCM Bacău. Tănasă cade. Bun găsit, prieteni, sunteți în legătură directă cu stadionul din Galați, unde în câteva clipe va începe primul meci al etapei a 28-a. O partidă extrem de interesantă, pentru că la Galați vine liderul Dinamo. Petre Grigoraș începe în poartă cu Colev, linia defensivă Sârg și Jelev în centru, Cârje și Silviu Ilie fundași laterali, la mijloc Sergiu Costin Borceanu, Elec și Sălăgean, în atac Tănase și Pena. Steaua, spunea Cristi Borcea, începe această partidă cu Oțelul având lovitura de start. Gălățenii, tricouri alb-roșii, atacă la poarta din stânga. Cristea pentru Shimao, defensiva Oțelului nu este punctul forte pentru Petre Grigoraș. Putem spune că Mite a jucat mult la Dinamo, pentru că ceilalți jucători sunt Predescu, Mușat, Vranicovici și Homei. Așa cum vă spuneam, portarul de rezervă este Andrun, de mâine seară la Cluj. Cu CFR-ul, timișorenii întâlnesc o echipă care trage cu dinții să prindă un loc de Cupa Europeană, CFR Cluj. Urziceniul joacă în această seară în direct la CSPTV la Constanța cu Farul, partidă extrem de importantă. Farul, se spune, încă mai speră să joace și la anul în Liga 1. Majoritatea acțiunilor de atac ale formației dinamoviste este cazul multor echipe, fundaș și central fiind în general unul dintre cei mai înalți jucători. Jocul continuă, prin Jelev a ratat un penalti cu 5 minute înainte de sfârșitul jocului. La Oțelul Galați, o echipă care reușește apoi de cealaltă ori să-i vândă la prețuri mult mai mari. Cele mai bune exemple, șutul lui Sergiu Costin. Da, vă spuneam despre jucătorii gălățeni, cumpărați cu prețuri foarte mici și vânduți apoi cu sume care asigură mult timp bugetul grupării gălățene. Sechei și Jula sunt ultimele exemple. Iese din poartă Matache. Bun, această pasă pentru Elec, centrarea lui Elec, va fi lovitură de la colț. Cristea vine acolo în sprijinul defensivei, din ce în ce mai mari probleme pentru echipa lui Mircea Rednic. Nu-și permit menajamente, asta urmare situației din clasament. Dinamo, pe Claudiu Niculescu îl văd antrenor, iar pe Dănciulescu director sportiv, spunea Cristi Borcea la recursul etapei. Replica formației gălățene. E posibil ca acest gol să fi venit pe undeva împotriva cursului jocului, rezolvă el cazul pentru dinamoviști, așa cum s-a întâmplat și în meciul cu CFR Cluj și în această partidă. Shimao nu va juca în meciul cu Steaua. Shimao avertizat la acest fault, este unul dintre cei trei titulari din această după-amiază de la Dinamo, care era la limită. Shimao primise trei cartonașe galbene în primele patru meciuri jucate pentru Dinamo în acest retur. Îl primește acum pe al patrulea. De pe teren propriu va fi ușor. Iată, Mircea Rednic se pregătește să facă deja prima schimbare. L-ați văzut probabil la... Balon care a trecut și pe la Bourceanu, preferat în linia ofensivă, Marian Tănase.